Uite, aș vrea să discutăm și despre modul în care el explică sau argumentează cum să te deții pe tine însuți, self-ownership-ul ăsta. Și face asta Ok. prin reducere la absurd. Hai să zicem, ok, nu te deții pe tine însuți. Și atunci sunt alte posibilități. Ori o anumită clasă de oameni dețin altă clasă de oameni, sau toți oamenii Să dețin unui bați. deține pe fiecare individ în parte. Da. Deci tu ai fi deținut sau ai fi proprietatea tuturor celorlalți oameni. Și analizează consecințele acestor poziții, ajunge la chestii nevalide și atunci zice, domne, fiecare om trebuie să se dețină pe sine însuși. Da, și hai să le și prezentăm un pic. Sunt alea trei, te deții pe tine, unii dețin pe Și nu, alții, dar alții. vreau să zic Ah. de Sau ce să nu, nimeni. de ce Ah, să nu meargă, consecințele, știi? da. Deci să vedem, deci tu, el spune, ok, te deții pe tine, cu asta rezolvi toate problemele, nu intrăm în ea, da? Cea de-a Da. doua consecință. Ai o clasă de oameni care are dreptul să dețină alți oameni, Da. da? Și el aici ajunge și scrie foarte valoat că asta îi face pe ăia care nu au dreptul să se dețină pe ei cam subuman. Chestia asta o rejectăm. Pentru că el privește, din nou aici, el deja a pus fundația în drepturile naturale, nu? Și Da. privește, spune, domne, Trebuie să fii chestia liber asta ca să vine din prosperi și natura să umană și supraviețuiești. atunci dacă cineva are dreptul să-i dețină pe alții, pe care de consecință nu mai sunt oameni, dar știm că sunt oameni, deci asta nu merge. Și atunci a doua variantă pe care o spune este fiecare are dreptul să dețină din ceilalți O cotă cotice. parte. Și asta cade oarecum. Impractică, în sensul că la fiecare pas tu trebuie să te consulți cu proprietarii trupului tău, unde poți să cumpăr casa asta sau nu poți să cumpăr casa asta. Și ea trebuie să zică da sau Nu, dar sunt decizii și mai urgente, știi? nu. Da, Plus. O casă investiție pe termen lung, să zicem că vrei să mănânci o pizza. Scenariul ăsta pe care îl Și numește ce? comunism, care toți ne deține reciproc, să zicem, unul e plecat la munte și tu aștepți să-ți dea pe telefon, să-ți dea acceptul, sau o persoană se uită la seriale, tu la fel, tot aștepți. Să zicem, persoana a uitat, s-a dus la Da, munte și a uitat da, telefonul acasă, deci tu mori, clar. da. Pentru practicalitate, o transformă a doua variantă într-o formă de a primei variante. Că prin Da, delegare, asta toți. nu e. El spune că pentru practicalitate toți ar putea să Se delege. delege, ok. Nu mai vreau să decid pentru Costel ce să mănânce. Deleg persoanele astea care se ocupă tot timpul. Sau Exact. firmei Și tot respective. să ajunge la o oligarhie. O Și tot oligarhie. ajunge la o Există la un oligarhie. set de oameni care preiau toate aceste decizii de la toată lumea și decid pentru fiecare. Bine, dar nu, ce nu poți să spui, ce poți să zici e următorul lucru. El mai aduce un contraargument care seamănă un pic ca la lama lui Ockham, în sensul că, ok, dacă ai voie să deții o cotă parte din alți oameni și se presupune că inclusiv din tine ai voie să deții o cotă parte și din tine dacă ai voie să deții din alți oameni, atunci de ce nu te-ai deține pe tot? Cât despre asta cu delegatul, da? Dacă e să o luăm așa, să delegi, dar de ce nu vrei tu să delegi partea, cota partea ta, ăluia în sine? Și atunci ajungi la partea în care ăla ajunge din nou cu proprietatea Da. integrală. Plus că mai ai o problemă. Cum se iau hotărârile? Cu majoritate mică, mare sau cu Sunt Păi unanimitate? cu Pentru că dacă unanimitate, ești cu dar. unanimitate, tu cu a mia milioarda parte pe care o ai tu despre tine, tu poți să nu fii de acord și nu se mai face nimeni nimic. Exact. Dar uite, eu aici am o întrebare. Mie mi s-a părut că lipsește Plus că mie mi se o pare că nu altă logic. parte. Și bine, oarecum am acoperit răspunsul, dar merită punctat din nou. Că contraargumentul de obicei când vii la cineva și îi spui, domne, omul se deține pe sine însuși, și tu îi spui că ai opțiunile, ori să se dețină, ori să se dețină la comun, ori să te dețină alții și nu e ok. Și vine lumea și spune, dar de ce trebuie să, de ce, hai să nu fie nicio deținere. Nu, tu nu te deții pe tine, eu nu mă dețin pe mine, nimeni nu se deține pe nimeni. Da? De ce să fie în criss-cross? Nu e nevoie. Nu mai facem nimic. Care e argumentul? Care e contraargumentul? Răspunsul la Al lui? chestia asta. Că tot așa că mori. Asta e.
că n-ai putea, că n-ai putea să acționezi, da, pentru că, da, ca, pentru că n-ai proprietate, n-ai control asupra mâinii, asupra. Na, mori, morim. Da, dar contraargumentul poți să-l, poți să-l duc și mai departe. Dar ce, pisicile nu s-a, nu, că când văzuram pisica mai devreme, da, pisicile nu acționează, câinii nu acționează, animalele nu acționează. Și pisica, dacă nu gândește, nu există. Da, da, am mers pe prespoziția asta, că poți folosi chestia aia, dar dacă e proprietate. Eu ce voiam să zic era că persoana, așa ne jucăm noi tehnic, să zicem că e un fel de entitate care ia sub control un corp și, și pe, l-a luat prima oară sub control și atunci e al lui pentru că apropiere inițială. Dar persoana este corp și corpul. Da? Persoana nu există fără corp. Sau corpul fără... Scuze puțin, minte. La pisică cred că o mință se zice că nu acționează. Păi, da, asta, asta e un comportament instinctual. Ar zice că nu alege. Nu alege. Păi înseamnă. Nu alege. Știu, acțiune, știu, dar ca să... Nu, ca de acționat, o zici, păi cum, nu m-a zgâriat. Dar nu alege. Ea e instinctuală, pe când omul poate să se abțină de la... Ăsta ar fi al patrulea scenariu, că aș vrea să revin puțin la al treilea. Valdi a produs un album bun la un moment dat, chiar original. Dar trebuie să mai scrimă lor la Mises. Deci ce spune argumentul 3? Care e argumentul lor, Rothbard? Că dacă toți ne deținem la comun, până ajunge și cu tehnologie și cu nu știu, până ajunge consimțământul ăla, mor. Da. Și la fel și eu, nu știu, adorm și ui să-i dau consimțământul și la fel, mor. Exact, plus că, da, uite. Sau moare. Nu, da, tot felul de scenarii, da, moare da, cineva, da, ne așteptăm consimțământul. Da, datorită faptului că, da, ok, are voie să moară, corect. Deci ăsta, da, deci e complet al, ăsta argumentul lui Rothbard, dacă ne deținem la comun până îți vine acordul ăluia, se alege praf de noi. De noi. Vali zicea, nu, dezvoltă un argument și mai tare, și o să zic de ce e mai tare. El zice, hai să, ca să inițiez ceva, uite, eu ca să inițiez ceva am nevoie de acordul lui. Dar el, ca să-mi dea acordul, are nevoie de acordul meu ca să-i dau acord. Și tot așa. Ideea e că se creează o buclă de asta în care nu poți ieși. De ce zic că e mai puternic decât argumentul lor? Pentru că în cazul Rodbar ne putem gândi la comunități mici. De 100 de oameni unde poți, într-adevăr, da acord. Deci dacă suntem 100 de suflete sau câteva familii acolo, ne putem da acordul și rezolv problema în principiu. Dar niște apă, bine! Ori pe argumentul lui Vali nu poți nici cu 100 de oameni, pentru că nu poți ieși din buclă. Nici în doi. Deci eu ca nici să inițiez, încă o dată, eu ca să inițiez o acțiune am nevoie de acordul lui. Dar el ca să-mi dea acordul... Presupune acțiune. Da, iar el ca să-mi dea acordul are nevoie de acordul meu. Iar eu ca să-i dau acordul și tot așa. Deci ideea e că nu poți iniția nicio acțiune. Deci că e teatru absurd, de genul. Da, nu poți ieși.